numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cel din tâi lucru care se cade, să mulțumim preasfintei treimi și lui Dumnezeu, că totuși ne aflăm în ziua de 10 noiembrie. 11. Lasă vre, 11 după mezul nopții, acum încă e 12. De ce vă spun lucrul acesta? Încă ne bucurăm de căldura vremii de afară și Dumnezeu îngăduie să ne putem aduna la rugăciune, să putem asculta un Sfântul Maslu, o rugăciune și o dezlegare, când ar putea să fie o iarnă cumplită și un vifor cumplit și să trebuiască să stați acasă sau să vă uitați la televizor sau să ascultați slujba la radio. Faptul că ne putem mișca, faptul că avem acces, faptul că putem să existăm, faptul că suntem împreună, suntem în comuniune, vă dau acest sfat simplu, să încercați ca în prima săptămână și a doua de post să cam terminați de vă pus la punct, pentru că neștiute sunt cărările Domnului și gândurile politicienilor. Și nu cumva după Sfântul Nicolae, în loc să umblați cu colinda, să umblați cu amenda în buzunar. Deci trebuie să fim foarte atenți, că nu știm ce restricții vin sau ce mai au în minte, și să fiți puși în rânduială, adică ca să putem fi cu Hristos în postul Crăciunului, pentru că colinda o mai ascultăm la aparat, o cântăm la vecini, la ușă, o putem cânta și în stradă singuri, o putem cânta și în mall, mai ales în supermarket să mergeți cu colinda, că acolo nu e, nu râdeți, acolo este voie. Și da, și vom face într-așa fel ca să simțim sărbătoarea Crăciunului. Noi intrăm în postul păresimilor sau în postul bucuriei, ținut de Hristos 40 de zile în muntele Carantania, ținut de marele profet Moise, simbolul lui Hristos, în muntele Sinai de două ori, să aducă prima dată tablele legii din safir și când a găsit poporul la nivel de vițel, închinându-se la vițel de aur după legea Egiptului, le-a trântit jos și le-a spart, s-a suit din nou în munte și a adus table de piatră ca și inima poporului lui Israel. Deseori și noi avem tablele inimii mai tari ca piatră. Urâm, nu iertăm, avem orgolii, de aceea marele profet Isaia ne specifică un post special care trebuie să punem accent pe el. 1. Postul de dietă al doamnelor, să fie frumoase și subțiri, care n-are treabă cu postul bisericesc. Se numește post de înfrumusețare. Postul pe care îl ținem noi la biserică să nu fim răi sau să ne îndreptăm viața, care este un post de bucate, lacto sau vegetarian, depinde de vârstă sau de copii sau de bătrânețe sau de bolile cronice. Și apoi vorbim de un post aspru și sever, cu ulei sau fără ulei, pentru lumea râvnitoare, dar în postul acesta al paresimilor nu se pune atât de mult problema uleiului sau a vinului sau a peștelui, pentru că sunt foarte multe dezlegări, bănuiesc, nu mai țin minte dacă de la Sfântul Nicolae sau de la Sfânta Filoftea, nu știu exact când se dezleagă, nu vreau să vorbesc din prisos, trebuie urmărită fila în calendar. Și trebuie văzut, că acest post este mai mult de bucurie. El are întrânsul trei lucruri. Lumina lui Hristos. De la stea s-a învățat să închine ție soarelui dreptății. Deci vorbim de lumina cea veșnică. Lumina răsăricelor în întuneric, în latura și în umbra morții. Are în el îngeri. În toate colindele vedem că îngerii colindă, lerui ler. Aduc bulgări de stele din cer, aduc zăpadă în glugă, merg prin troiene. Troiene măcar imaginare, pentru că acum și la noi, schimbându-se clima, deci s-ar putea să ne bucurăm în preajma sărbătorilor de zăpadă și s-ar putea să nu ne bucurăm de zăpadă. Asta nu mai hotărâm noi, ci aici nu ține nici de guvern, nici de vot, ține doar de voia preasfântă a lui Dumnezeu. Dacă vom merita zăpada, o vom primi. Noi să ne rugăm cu credință, Doamne, sloboade pământului, haina cea moale a zăpezilor tale, să crească recolta pe la anul. Atât avem dispus. Restul e treaba lui Dumnezeu. Și al treilea motiv de bucurie, că din pântece de femeie sfântă, și anume pururea Fecioara Maria, se naște Domnul Hristos, cuvântul cel veșnic din Tatăl, născut din sânurile Tatălui mai înainte de toți vecii, cel de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut, cum ne spune Sinodul 1 Ecumenic, și care ia chip de om, și de rob totodată, pentru că el vine în firea omului căzut, născându-se după trup, dar în același timp vine să ne aducă ce? Curățenia totală.
El nu poartă asupra lui păcat, ci numai afecte omenești, simțuri. Ceea ce avem noi, foame, sete, scârbă, supărare, întristare, lacrimă și așa mai departe. Dar în rest este fără de păcat. De aceea Iosif primește această înștiințare. Nu te teme să iei pe Maria la tine, că ce s-a zămislit întrânsa e de la Duhul Sfânt. Și iarăși spune acolo, în Evanghelia lui Matei, și n-a cunoscut-o Iosif pe ea până când a născut pe cel unul născut. Deci când l-a născut pe Hristos și a dat seama că e vorba de un soare care trece ca prin sticlă, să ne aducem aminte dogmatică de la cântarea Autoihului, glasul 5 în Marea Roșie, care rămâne despicată, dar rămâne netrecută, pentru că faraon se neacă, n-apucă să pătrundă, iar cheile fecioriei rămân curate, așa cum și ușile rămân încuiate la înviere, când Hristos stă în mijlocul apostolilor, dați telefonul încet că nu vă sună Dumnezeu la biserică. Și ne arată că Dumnezeu poate trece prin toate, prin asiditatea și puterea Lui, fără să clintească și să smintească nimic. Dovada fiind piatra învierii, care trece peste peceți, șnururile și pecețile rămân întregi, piatra devine ca un abur și devine din nou piatră când îngerul nu mai pune mâna pe ea și o lasă din nou jos. Deci pecețele învierii și trecerea lui Hristos prin piatra răsturnată când mormântul era gol, ne arată că Hristos are puterea de a trece prin materia pe care a creat-o. Ca să-L înțelegem pe Dumnezeu, trebuie să-L recunoaștem deasupra materiei, deasupra timpului și deasupra spațiului. Cât timp îl asemănăm cu spațiul lui Dumnezeu, e panteism, cât timp îl asemănăm cu timpul, e limitat, el e veșnic, fără început și fără sfârșit, alfa și omega, eu sunt alfa și omega, începutul tuturor veacurilor și sfârșitul tuturor veacurilor, numai că noi spunem și în vecii vecilor. Deci interminabilă lucrarea divină care se termină în cer în ziua cea neînserată a zilei a opta. Și dacă îl lăsăm în măsurătoare, nu-i Dumnezeu, pentru că e nemărginit, ne spune dogmatica lui Damaschin. Dar în același timp, omniprezent. Stă în pântecele Fecioarei și stă și pe tron cu Tatăl și în iad cu sufletul, în mormânt cu trupul, în rai cu tâlharul și pe scaun toate umplându-le ca cel ce-i necuprins. Și Crăciunul și Învierea sunt, de fapt, două sărbători ale luminii. Și de aceea noi avem nevoie de lumina învierii lui Hristos și de lumina nașterii lui Hristos. De aceea în Evanghelie, îngerul când vine, ne arată Luca, evanghelistul, spune așa: și-a răsărit celor din întuneric și din latura și umbra morții lumină mare. Deci vi s-a născut vouă Mântuitor, spune îngerul, și păstorii lasă oile la staulul lor, care ați fost la Ierusalim, câmpul păstorilor, în peștera aceea jos, unde e icoana nașterii și se cântă colinde și vara și iarna și primăvara, și apoi păstorii ei sunt cei care întreabă: și cum am putea cunoaște noi pe acest prunc împărat? Simplu, uitați-vă unde este o stea, uitați-vă unde este o iesle plină de dobitoace, vedeți un prunc cu mama lui în brațe și unde stă steaua deasupra, acolo era pruncul. Iar noi când facem proscomidia, preotul când pune steluța pe sfântul disc, așa spune: și steaua sta deasupra unde era pruncul. Și binecuvintează steaua de argint pe care o pune pe sfântul disc. Din clipa aceea, părticica de prescură din care s-a scos Sfântul Agneț, denumirea lui tehnologică, teologică, devine prunc născut. La Vohod devine mărturisitor, face activitate mesianică, iar la intrarea cu darul se duce să se jertfească și fă pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului tău. De aceea vă așteptăm cu mare plăcere la cina Domnului, la începutul postului, și apoi pe parcurs, dacă vor apărea anumite rețineri sau restricții, vă veți strecura fie în număr mai mic sau mai discret sau fără zgomot sau fără prea multă tevatură, pentru a vă putea împărtăși la sfârșitul postului, dacă vom ajunge sănătoși. Noi astăzi stăm de vorbă aici, până mâine unul poate să moară. Noi astăzi stăm aici, până mâine unul poate să fie bolnav. Noi astăzi stăm aici, până mâine poate să nu existe lumea. Noi astăzi stăm aici, până mâine poate că nu mai avem noi zile. De aceea să ne bucurăm de fiecare zi în numele lui Dumnezeu. Binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Și tot Mântuitorul spune: cu pace să ieșim într-un numele Domnului. Și din trup când ieșim, tot cu pace trebuie să plecăm într-un numele Domnului. Deci, datoria noastră când venim la Sfântul Maslui, să furăm de la Dumnezeu Duhul Sfânt, ca tâlharul mântuirea de la cruce,
Și datoria noastră când venim la Sfântul Maslu este să furăm sănătatea cea sufletească, de care depinde extraordinar de mult sănătatea cea trupească. Când se bolnăvește, vește trupul meu, slăbește sufletul, spune în Paraclisul Maicii Domnului. Dar te rog, Fecioară, întoarce-mă din nesănătate într-o sănătate. Deci nu uitați acest lucru. Scopul pentru care noi ținem acest post este în cinstea Fecioarei, care și-a permis ca o copilă de 15 ani săracă să-L poarte pe Hristos în pântece pentru noi neam omenesc. Iată roaba Domnului, fii mie după cuvântul tău, nu s-a numit regină, nu s-a numit împărăteasă, nu s-a numit doamnă, ci apoi cerurile au numit-o doamnă, cerurile au numit-o împărăteasă a îngerilor, cerurile au numit-o stăpână a oștilor cerești, cerurile au numit-o mireasa lui Dumnezeu, cerurile au numit-o maica Dumnezeului celui viu, cerurile au numit-o rai cuvântător, cerurile au numit-o pe dânsa Doamna Heruvimilor și a Serafimilor. Deci toate titulaturile pe care le are Maica Domnului, pământești, sunt atâta. Nepătată, neîntinată, neînfricată. De aceea citim rugăciunea la vecernie. Deci dacă ești fără de păcat și fără de pată și ești curată, poți să dobândești pe Dumnezeu. Iar apoi de sus îi vine, mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită, fără de semnare decât Serafimii, Doamna Îngerilor și Stăpâna și Arhistratega Oștilor Cerești, Paul Evdochimov. A biruit cerul și puterile îngerești prin smerenie, nu cu sabia, nu cu forța, nu cu armata. Faceți în așa fel să biruim diavolii acestei lumi, care chinuiesc neamul omenesc și neamul pământesc și toată creația, prin puterea Duhului Sfânt din psalmi, prin puterea Duhului Sfânt din acatiste, prin puterea Duhului Sfânt din euharistie, prin puterea Duhului Sfânt din liturghie. Nu stați nepăsători, că ne săpăm singuri groapa nepăsării și ne săpăm singuri groapa nepriceperii și ne înghite satana de vii, fără să ne dăm seama, copleșindu-ne cu teama, cu frica, cu spaima, cu isteria, cu mânia, cu supărarea, cu ura, cu scârba, cu întristarea, cu răutatea. Deci devenim așa un fel de junglă rațională, omenească, într-un spațiu, într-un habitat și devenim insuportabil noi față de noi și față de ceilalți. Și atunci trebuie să intervină medicul, paramedicul, legea, justiția. Deci, dacă ne rugăm și orice sfat veți sfătui risipil, va Domnul, căci cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu. Și ca să închei simpatic, să nu vă obosesc, vreau să vă spun doar atât. Că era un oarecare argintar și a venit sultanul Mahomed al II-lea sau Soliman Magnific, unul din ei, și a spus așa, scrie în Evanghelia voastră că te smutați muntele cu rugăciunea? Păi scrie, dar știți că poate că e o metaforă, că nu știu ce spune mitropolitul? Și a spus, nu, a spus că cuvântul Dumnezeu e veșnic. Dacă nu veți face așa, vă tai capul la toți, nu rămâne un creștin în teritoriul ăsta, pe toți vă ucid. Ăștia s-au dus rapid, s-au plâns cu cler, cu sobor, cu popor, le-a arătat muntele, dar le-a spus, vă duceți și îi cântați voi ce vreți, faceți ce vă place, nu mă interesează, mie trebuie să mutați muntele, cum spune Evanghelia. Că așa spune, dacă ai credință cât un bob de muștar, zici muntele să mute și el să mute. Măi, și s-au zbătut ăștia în sus și în jos, dar în Constantinopol mai era și un argintar din ăsta, un fel de om modest, foarte bun meseriaș, foarte simplu, șchiop de un ochi, de un picior, chior de un ochi, și el stătea acolo și făcea tot felul de obiecte bisericești. Și vine unul la el și să dea o comandă de o piesă din asta bisericească. Ce bă, tu ai auzit ce s-a întâmplat la noi în cetate, aici, la noi în oraș, în Constantinopol? Băi, spun ăștia că dacă nu, turcii ăștia, că dacă nu mutăm muntele cu rugăciunea, ni tai pe tăți, ne omoară. Că scrie în Evanghelie că trebuie să mutăm muntele cu rugăciunea. De ce nu putem să-l mutăm? Dar argintarul se uită așa la el într-un oi și zice, ce mare problemă, dacă a spus Dumnezeu că se mută, păi înseamnă că se mută, care-i treaba? Să se mute, cine oprește muntele să nu se mute? Ăla iese și pleacă și zice, bă, de, tu ești un pic sonat, păi cum se mute muntele? Am mai văzut cineva munți mutați până acum, de când e Evanghelia lui Hristos? Păi, dacă spune Dumnezeu, tu te îndoiești de cuvântul lui Dumnezeu? Și ăla a rămas mai departe să ciocănească acolo, să facă modelele lui cu dălți, cu aparatura, cu pirogravura, ce făcea el acolo în atelier.
Și intră deodată o prostituată de asta și zice, băi, tu n-auzi și așa murim, hai mai bine să facem dragoste, că oricum mâinii ta epități, strigă popii ăștia și mitropoliță și călugării și poporul și se învârte în jurul muntelui, dar muntele nu se uite la ei, s-a făcut cărare bătătorită în jurul lui, ce treabă are Dumnezeu cu muntele? Și că tu nu vorbi ca una nebună. Dacă Dumnezeu a spus că muntele se mută, înseamnă că se mută și eu cred că se mută. Aia când au văzut ce autoritate are ăsta și cum vorbește, se duce la mitropolit și îi spune așa, domnule, uite care-i treaba. Nu mai încercați degeaba, voi n-aveți credință. Eu cunosc un om în Constantinopol care dacă voi îl aduceți aici și chiar îl puneți să se roage, muntele ăsta o să se mute. Și mitropolitul în disperare ce a zis, domnule, hai să o facem și pe asta, mult mai contează. Argintarul a fost rapid pus într-un car și taiul la poala muntelui. Când a ajuns acolo, a întrebat luminăția ta, preasfințite părinte, de ce m-ați chemat? Păi cum de ce te-am chemat? Trebuie să faci o rugăciune pentru acest munte să mute. Păi dacă a spus Dumnezeu că trebuie să mute, păi să mute! Păi ce ia crucea mână și zi după mine? Muntea lui Adar, robul lui Dumnezeu îți poruncește, cum îl chema pe el Ioan, să te muți în apa Nilului. Și odată s-a făcut un cutremur puternic și s-a desprins 25 de kilometri de munte și a luat-o în apa Nilului. Uitați-vă pe harta geografică și o să vedeți cum vârful Adar, Nilul ocolește așa într-o curbură pentru că el a venit și s-a oprit drept în apa Nilului. Numai când drumul lui a distrus taberii turșești, a distrus de-astea armată tot ce era, că el mergea ca satelitul, nu se uita. Și acum a trimit imediat sultanul Soli, bă, opriți muntele ăla, băi, noi l-am pornit, voi să-l opriți. Așa că vă rog, fără să zâmbim, cu foarte multă seriozitate, să vă concentrați fiecare în rugăciunea personală, să mutăm muntele tuturor relelor din ograda noastră, din comunitatea noastră, din biserica noastră, din țara noastră, din politica noastră și de peste tot. Să cureți Dumnezeu toate omizile stricătoare de suflet și vătămătoare de trup, ca să putem să ne vedem liniștiți mai departe pe aceste meleaguri, lângă crucea părinților, lângă mormântul strămoșilor, lângă altar, lângă biserică, lângă liturghie, lângă proscomidie, lângă anafură, lângă aghiazmă, lângă Sfântul Maslu și lângă tainele bisericii. Amin și Doamne ajută! Amin.